dacă am citit cuvintele acestei cântări sau cei care deja, deși știm că s-a mai dat această cântare, această cântare, de fapt, începe cu o întrebare. Știi tu cine a biruit moartea? Și răspunsul știm toți? Hai să rostim numele acesta minunat și scump. Iisus Hristos. El a biruit păcatul, El a biruit moartea, El a dovedit că are putere asupra orice există sub pământ, pe pământ și în universul acesta, tot ce contravine legilor sale, tot ce este vrăjmaș al său, El este stăpân și puternic și într-o zi va dovedi pentru totdeauna. Atunci când moartea va fi aruncată în iazul de foc, atunci când diavolul va fi aruncat în iazul de foc, atunci când toți îngerii care s-au revoltat, s-au răzvrătit împreună cu diavolul, cu capitanul lor, care a fost Lucifer, toți aceștia vor fi aruncați în iazul cu foc. Și trist că și toți cei ce n-au ascultat de mesajul acesta curat și sfânt al Evangheliei. Cred și îmi place să văd în această seară toți iubim pe Domnul Iisus. Amin. Amin. Cred și îmi place să cred că toți iubim cuvântul Său și vrem să îl asimilăm, să îl mâncăm și să îl punem în practică la vieții noastre, pentru că dacă nu e așa, dacă nu dorim lucrul acesta, acea soartă tristă, care e tot pe pagina Scripturii, vor avea toți cei ce se răzvrătesc, toți cei ce nu vor să asculte de mesajul Evangheliei. Și mă rog în seara aceasta, Domnul, să ne dea urechi deschise, să ne dea cuvânt din partea Lui, să înțelegem ce vrea El să ne vorbească și să punem la inimă și să mergem serios pe calea Domnului. Amin. Vreau să citesc din Apocalipsa, capitolul 1, legat la cântările care au fost deja aici cântate și foarte mult s-au concentrat și m-au ajutat chiar în începerea acestui mesaj, acestei vorbiri din cuvântul Domnului și vreau să subliniez și mai tare la Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 4, partea a doua. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios. Cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al lui, ce frumos, m-aș bucura dacă se poate și afișa, al lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, al lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată că El vine pe noi și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Va fi prea târziu. Da, amin. Dar va fi așa. Și Apostolul Pavel spune așa frumos în cartea sa către Filipeni. Orice genunchi, orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Amen. Și bine ar fi să facem și să vestim lucrul acesta astăzi, așa cum s-a cântat, să spunem că El este Domnul Domnilor, că El este singurul Mântuitor, că El e singurul care ne iubește și ne-a dovedit-o. El e singurul care poate să ne dea viața veșnică și a dăruit-o celor care cred în El. Și vreau să mai citesc încă un verset din acest capitol frumos. Spune Iisus Hristos însuși, eu sunt Alfa și Omega, adică începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic, slavă Lui. Și în această seară, acesta este gândul meu care aș vrea să privim cu toții spre acest gând minunat, spre acest adevăr extraordinar, Iisus Hristos. Este cel mai măreț nume. Iisus Hristos este cel mai vrednic nume de închinare. Iisus Hristos și în numele lui Iisus Hristos există putere cum nu există în toată lumea aceasta. Și pentru că această seară avem un text în fața noastră care de fapt ne arată, ne dezvăluie puterea lui Iisus Hristos. Aș vrea ca să privim în acest cuvânt și
Dacă am fost curare aminte la ce a fost citit în această seară, este de fapt o relatare a unui biet om, care nu doar era un prizonier al diavolului, era un condamnat. Și dacă Iisus Hristos n-ar fi trecut repede în partea cealaltă, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi gândit la acest om care era sub autoritatea și sub stăpânirea diavolului și a cohoartelor de îngeri căzuți, de duhuri rele, omul acesta ar fi continuat viața lui de chin, de oroare, atât pentru el, cât și pentru cei din jurul lui. Dar nu s-a fi sfârșit aici. O veșnicie întreagă în iazul de foc. Pentru că acolo am spus, vor merge diavolul, îngerii care au căzut și acolo vor merge cei care nu au ascultat pe Dumnezeu și cuvântul lui. Și în această seară, vedem că Iisus Hristos, cel mai mare nume, este unica soluție. Dacă un om bolnav se duce la doctor, poate sunt șanse mai mici sau mai mari să-i se dea un tratament și poate, iar spun, să-l ajute cu ceva. Dacă un om are probleme de altă natură, psihică, mental, cum vreți dumneavoastră, poate să meargă la un consilier psihologic, la, eu să știu, la specialiști în domeniu și poți să dea tot felul de diagnostice, dar nu e sigur că va ajuta. Pentru că, dragii mei, atât bolile, cât și problemele acestea sunt mult mai profunde decât oamenii pot să înțeleagă și pot să ajute. Și o singură persoană este un singur lume care nu greșește în diagnostic, dar nu se oprește aici. Atât tratament are eficiență maximă. Și dacă se duc oamenii la psihologi cu tot felul de probleme și vin de acolo, poate mai acuzați, pentru că și acela este o persoană la fel de păcătoasă ca și cel consiliat. Vreau să vă spun și să repet, că știm lucrul acesta, să afirm că Iisus Hristos, cel fără păcat, cel care are toată autoritatea și puterea în cer și pe pământ, atunci când se întâlnește cu un om cu o problemă, acea problemă nu mai devine o problemă. Acea problemă înseamnă o soluție sigură și o soluție finală. Și privind în acest lucru, în această seară, nu cred că puteți să vă imaginați o persoană, nu cred că ați întâlnit în viața dumneavoastră o persoană cu mai multe deficiențe, cu mai multe probleme spirituale ca și acest om. Dacă am fost cu luarea minte, am auzit că era o persoană stăpânită de duhuri necurate, dar nu doar atât, nu era unul, doi, trei. Chiar vocea din acel om, când a fost întrebat de Iisus Hristos, Marele Stăpân, care ți este numele, n-a avut un nume, pentru că erau prea mulți. Numele lui nu putea fi rostit, erau prea mulți. Și spunea și fratele Iosif, o legiune romană presupunea în jur de 6.000 de soldați romani. Nici nu pot să-mi imaginez cum ar putea o ființă umană să fie posedat, să fie controlat de o așa imensă mulțime de demoni. Dar iată, însăși acel duh, stăpânul probabil, șeful, liderul duhurilor din el, a afirmat și a spus: numele meu este legiune, legiune, pentru că suntem mulți. Și Iisus Hristos a zis să se dea înapoi, să ezite, să spun: am crezut că am de-a face doar cu câteva sau cu unul. Și cu aceeași autoritate, de nezdruncinat, fără nicio rezervă, a avut puterea, a rostit și avem de-a face în finalul acestei relatări și îmi place acest cuvânt. Și de ce? Că se termină pe un fond extraordinar de pozitiv cu acest om. Pentru că citind în versetul 19, dar haideți ca să vedem puțin mai sus, în versetul 15 din Marcu, capitolul 5, vă rog frumos, frate David sau frate Iosif, dacă puteți să afișați, Marcu 5, cu versetul 15, să vedem ce care era o groază pentru toți din jurul lui. Și o să citesc imediat să vedeți ce fel de groază, pentru că doctorul Luca relatează acest aspect, acest detaliu. Dar să vedem cum arată după ce se întâlnește cu Iisus Hristos. Versetul 15. Au venit la Iisus. Cine?
cei din cetate, anunțați deportarea aceea, că s-a întâmplat ceva, ceva ce nu putea să-și imagineze cineva care putea să aibă loc pe acest pământ. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese înrăcit și abusese legiunea de dragi, șezând jos, împătat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Versetul 19. Iisus îi spune, du-te, pentru că el a cerut să rămână cu Domnul Iisus și Iisus a zis, nu, e nevoie de tine ca mărturie, ca dovada schimbării care s-a întâmplat în viața ta. Tu trebuie să duci între oamenii aceia pe care i-ai îngrozit de multă vreme și să faci lucrarea care trebuie să o facă un om mântuit, un om salvat, un om care a fost eliberat de sub pedeapsa păcatului și a focului ghene și spune, du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Dragii mei, dacă suntem în seara aceasta aici, nu-i că suntem noi mai cu merite, mai valoroși decât acest om. Toți, fără excepție, eram cu aceeași sentință, dacă pot să spun în buzunar, și anume, iazul de foc pentru totdeauna, împreună cu diavolul și cu îngerii lui. Dar pentru că Domnul a avut milă de noi, noi suntem în seara asta aici, și dăm slavă și îi dăm mulțumirea noastră și să nu uităm lucrul acesta. Să nu uităm că asta ne cere Domnul, să mergem și prin viața noastră să dovedim și să spunem prin purtarea noastră că cineva a avut milă de noi. Și atunci când vom fi întrebați, de ce? Care e motivul să afirmăm fără ezitare Domnul, Domnilor, Împăratul Împăraților, singurul Mântuitor, El a primit spre mine, așa cum zice Apostolul Pavel, cel mai neînsemnat, ca și o stârpitură, și a găsit un preț de răscumpărare de mine și în dumneavoastră. Mare lucru! Acest om, parcă nu putem să vedem diferența de imagine, diferența de schimbare radicală, instantanee, nu peste 10-20 de ani, în același moment, dintr-un om al diavolului, dintr-un om al diavolului, dintr-un om al groazei, dintr-un om plin de duhuri necurate, de sole diavolului în el. Un om schimbat, un om îmbrăcat și dezbrăcat diavolul. Deja nu mai avea nici rușine, nici bun simț în societate. Deci ce vă puteți imagina mai rău? Toate duhurile, parcă la un loc, toți reprezentanții diavolului în acest om. Și iată, îmbrăcat, întreg la minte, dând slavă lui Dumnezeu și stând ca o mărturie. Și această mărturie nu s-a oprit în apa botezului. Această mărturie a continuat mergând între ei lui, fiind acolo de unde l-a smuls Domnul, din starea care l-a smuls, să arate, eu sunt acela. Dar Dumnezeu l-a schivat. Și el a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce a făcut Iisus și toți se minunau. Nu e așa că este un adevărat evanghelist, nu e așa când stai de vorbă cu asemenea persoane care până ieri îl cunoști bine cine era și astăzi îl vezi schimbat la 180 de grade, zici, omul nu poate face așa ceva. Și revenind la ce a spus Domnul Iisus în Ioan, capitolul 1, celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, al lui Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, dar nu orice copii, așa de o zi, de două. Nu orice copii care ajung la o vârstă de 2-3 ani și gata, nu se mai dezvoltă. Și copii născuți din Dumnezeu, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și aceasta este cea mai mare măreață lucrare care nu poate fi contestată de nimeni. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Dar până la sfârșit să fim această mărturie, o dovadă a schimbării care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Amin, Domnul să ne ajute. Și în viața cărora Dumnezeu încă ne-a făcut această schimbare. Așa cum se spune așa azi dimineață, Dumnezeu are un timp de cercetare și această zi de cercetare, acest moment de cercetare, îl simțim fiecare. Dacă vrem, dacă suntem sinceri, dacă vrem să fim salvați. Acest om, dragii mei, nici măcar nu știa. Nici măcar nu putea să ceară salvare. În așa hal a dus diavolul, în așa situație dezastruoasă, că era, de fapt, o marionetă în ghearele diavolului. Era teleghidat de diavol, stăpânit din cap până în vârful picioarelor. Nu mai avea niciun control, nu mai putea să strige după ajutor. Și totuși, puterea lui Dumnezeu s-a dovedit atât de mare că a putut să schimbe radical. Așa.
privim în viața noastră și ne întrebăm, oare mai poate Dumnezeu să facă ceva în familia mea? Oare mai poate Dumnezeu să facă ceva în viața copiilor mei? Oare mai poate să facă Dumnezeu ceva în viața soției, în viața soțului, în viața colegilor mei de muncă, în viața celor cu care intru în contact și de multe ori ne ridicăm ochii spre cer și nu știm încotro să apucăm. Și avem impresia că nu mai există soluție, dragii mei. Câte vreme Iisus Hristos este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, câte vreme sângele Lui curge pentru mântuirea oamenilor, câte vreme ușa îndurării nu s-a închis și nimeni să nu mai poate deschide, există speranță. Iisus Hristos poate. Ceea ce trebuie să facem noi, cu ajutorul Domnului, vom vedea mai târziu. Aș vrea câteva cuvinte să privim puțin, pentru că noi de multe ori vedem oameni, vedem situații și poate nu înțelegem sursa de unde vin, originea lor. Și zicem, asta e lumea rea, asta e păcatul, și încercăm să dăm așa un diagnostic și o definiție foarte superficială. Ceea ce nu vedem noi copiii noștri, și bine că nu vedem, că dacă am vedea lumea spirituală, dacă am vedea îngerii întunericului, dacă am vedea puterile întunericului, n-am putea să trăim în trupul acesta. Ne-am îngrozit. Vedeți că de multe ori suferim un mic șoc. Cât pace să facem accident. Și cred că cei mai mulți am trecut prin această experiență. Și parcă stă inima loc. Și zici, cât pace să mor. O simplă sperietură. Dar să vezi o groază ce te înconjoară și câtă forță un singur înger are o putere extraordinară. Nu se poate pune cu un om, nici măcar cu armată. Au fost situații în istorie când un singur înger a ucis într-o singură noapte câteva zeci, sute de mii, fără nicio problemă. Lumea spirituală este incredibilă de puternică și atât de reală în același timp. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat să vedem cu ochii aceștia, pentru că n-am mai putea. Ce ne-a făcut Dumnezeu să înțelegem atunci când aduce schimbare în viața noastră, să vedem puterea lui Dumnezeu că e mai mare. Și la un moment dat era un om al lui Dumnezeu, Elisei. Și era urmărit de armata Siriei. Și când ești afară, slujitorul Elisei a zis, părinte, vai de mine, suntem pierduți. Suntem pierduți, o groază de desirieni ne-au înconjurat, nu mai avem scăpare. Și Elisei, cel care i-a dat Dumnezeu harul, să vadă o parte din lumea spirituală și faptul că în acele momente, de fapt, de partea lui, erau mai mulți decât sirieni. S-a rugat omul lui Dumnezeu și a zis, Doamne, deschide ochii acestui slujitor, să vadă că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Și când au văzut, a putut să înțeleagă că lumea noastră spirituală care ne înconjoară este nevăzută, dar este reală. Și copiii lui Dumnezeu simt protecția lui Dumnezeu. Atunci când suntem în diferite probleme și situații, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu trimite îngerul lui. În Psalmul 34 spune, îngerul Domnului tăbărăște, adică vine repede, dă busta în acel loc, tăbărăște în jurul celor ce se tem de el, adică de Dumnezeu, și îl scapă din primejdie. Privind la această lume spirituală, aș vrea să amintim aici că în lumea spirituală sunt două categorii de îngeri, de puteri, de persoane spirituale care nu le putem vedea, decât în anumite situații excepționale, oamenii pot să vadă atât din îngerii răi sau din solii diavolului, luând o anumită înfățișare, asta numai cu îngăduința lui Dumnezeu, și tot la fel din îngerii buni în anumite situații. Dar, ce vreau să înțelegem că acești îngeri au fost creați de Dumnezeu cu scopul de a-L lăuda pe Dumnezeu, cu scopul de a sluji de slavă măreției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat mulțime nenumărate de îngeri. Nu avem numărul lor pe paginile Sfintei Scripturi. Și toți aveau un singur scop, să dea glorie, slavă, cinste lui Dumnezeu și să-i slujească lui Dumnezeu. Dar, în același timp, Dumnezeu i-a înzestrat cu capacitatea de alegere, adică capacitatea de a asculta de Dumnezeu, sau de a nu asculta. Nu i-a făcut roboție.
i-a făcut ființe libere, libere, dar ființe cerești. Nu ființe muritoare, ca și noi oamenii, nu i-a întocmit din pământ, ci a poruncit și a luat ființă. Aceste făpturi extraordinare. Însă, la un moment dat, și nu știm când a avut loc aceasta, oricum a avut loc înainte de crearea omului. A avut loc înainte de ca Dumnezeu să facă ceea ce vedem noi pe pământul acesta. Înainte să așeze acest sistem în care noi trăim astăzi. S-a întâmplat ceva acolo în cer. Știm cu toții că era, dacă pot să spun, comandantul îngerilor, numit chiar Lucifer. Și dacă citim în cartea Ezechiel, vom vedea capitolul 28, nu vreau să mai citesc, că nu avem timp acum seara acest pasaj, dar citim de acasă vom vedea că aici arată, descrie cum a avut această loc această cădere a acestui înger. Ce și-a zis? Eu, sub ordinea, sub comanda lui Dumnezeu, de ce? În gândul lui, nu are rost când a vorbit cu nimeni. Și-a zis, voi fi eu ca cel cărnat, voi fi eu ca Dumnezeu. Și simplul acest gând de răzvrătire, de încălcare a ordinii lui Dumnezeu, s-a întâmplat un haos, s-a întâmplat un dezastru în lumea îngerilor, pentru că a fost aruncat din cer și împreună cu el, a treia parte din îngeri l-au urmat în această răzvrătire. E greu de înțeles, așa-i? Vă dați seama, în niște ființe cerești libere, dintr-o dată se naște un gând, Dumnezeu îl pedepsește și devine diavol, devine satan, devine vrăjmașul lui Dumnezeu, care tot timpul, de atunci și până în zilele noastre și până când va fi aruncat în iadul de foc, e cu aceeași antet, e cu aceeași specialitate. Înșelător, vrăjmașul lui Dumnezeu, mincinos, tatăl minciunii, cel care întotdeauna se împotrivește lui Dumnezeu. Dar împreună cu el au fost atrași a treia parte care au urmat la această rebeliune. Și aduceți-vă aminte, pe pagini Scripturii avem în istoria poporului Israel ceva similar. Când Core, iar și-a zis numai Moise, și noi suntem poporul Domnului. Și s-au răsculat împotriva lui Moise. Dar Dumnezeu a rostit o judecată rapidă asupra acestor oameni. Pentru Core, Datan și Abiram, familiile lor. Familiile lui Core, Datan și Abiram au fost înghițite de pământ. A fost rostită o judecată foarte aspră. După această situație, diavolul și îngerii și-au concentrat și își concentrează toată atenția asupra ființei umane, în special. De ce? Pentru că este curarea creației lui Dumnezeu. Și diavolul, dacă s-a focalizat pe ceva, s-a focalizat pe a distruge planul lui Dumnezeu. Începând din grădina Eden și până în zilele noastre. Chiar și când Domnul Iisus a venit în lume, s-a luptat pe toate căile ca să distrugă, să anihileze acest plan al lui Dumnezeu și să n-aibă loc răscumpărarea și mântuirea lui Dumnezeu. A reușit să înșele primii oameni, pe Adam și pe Eva în grădina Eden. A reușit pentru că și acești oameni au fost perfecți, dar cu puterea de a alege, ființe libere. Și intrând păcatul, neascultarea și prin om, a reușit să pervertească, să compromită, să infecteze toată omenirea de la Adam și Eva coace. Și de atunci încoace, diavolul nu s-a mulțumit cu câteva persoane, cu câteva națiuni, ci acesta e lucrarea lui și a îngerilor lui, să câștige cât mai mulți oameni, dar cum îi câștigă? Prin minciună, prin înșelare, prin arătarea a unor false promisiuni. Până acolo s-a încumetat și s-a ridicat obrăznicia și dezanța lui, că a vrut să înșele și să amâncească pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Vă duceți aminte atunci când mi-a spus și a spus, uite, sunt al mele, ți le dau fie dată, te închin mie. Tu ai putere ca să faci pâine. Nu mă rostești un cuvânt. Și așa a încercat să-L determine pe Domnul Iisus să asculte de marele înșelător la Iisus Hristos, care din veșnicie, în veșnicie, e Dumnezeu. Cu cuvântul, autoritatea Lui l-a alungat și s-a împotrivit, dar dragii mei, a fost ispitit ca și noi. Noi în această seară suntem în acest loc și să nu uităm că în lumea spirituală sunt atâtea duhuri rele care caută să pună stăpânire pe oameni.
Dar nu doar pe oameni. Vor să stăpânească chiar și pe aleșii Domnului, știți, lucrul acesta. Dacă noi suntem aici între acești patru pereți, diavolul zice, ăștia am scăpat. Știți că și aici în adunare vine? Știți că și aici vin duhurile rele? Și ne întrebăm de multe ori, de ce se rostește atâta cuvânt din partea lui Dumnezeu și atâta împotrivire, atâta neascultare, atâta rebeliune de multe ori? Și Apostolul Pavel vine și ne atrage atenția ca să ne dăm seama că dacă lucrarea diavolului e foarte amplificată în zilele noastre, e o dovadă că trăim zile din urmă. Și vreau să citesc lucrul acesta. Să vedem în 2 Timotei. Dar întâi vreau în 1 Timotei, capitolul 4, să citim. Versetul 1. Dar Duhul spune lămurit, adică Duhul Dumnezeu, că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Atenție! Nu spune că noi știm pomenirea e în cel rău. Apostolul Pavel spune, toți eram de fapt născuți în păcat. Toți eram păcătoși. Dumnezeu ne-a salvat pe noi. Dar, referitor la cei salvați, care au spus da cândva lui Dumnezeu, care au promis că vor fi credincioși pe urmă, uitați că vin duhurile celui rău. Acești îngeri căzuți, pentru că chiar vorbeam cu fratele Iosif, sunt unii care zic, aceste duhuri nu sunt îngeri căzuți. Dar, referitor la acest lucru, avem o altă dovadă în Evrei, în capitolul 4, o să revin la versetul acesta imediat, ca să vedem că avem de face cu persoane spirituale, cu îngeri căzuți. Îngeri care s-au răzvrătit și care sunt vrăjmași lui Dumnezeu și întruchipează tot ce este, ce poate fi mai rău. Ce nici nu putem bănui noi cu mintea noastră. Vedem că apare de pe zi pe altă, spunem, așa ceva nu s-a confruntat părinții noștri. Așa ceva nu s-a confruntat bunicii noștri. E ceva de groază. Să asistăm la niște scene incredibile de groaznice. Dar spune Duhul Lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Citesc mai departe. Abătuți de fățărnicia unor oameni. Poate cuvinte, să nu vă așteptați că vin duhurile și vorbesc. Se folosesc de oameni. Îi ia în primire, îi înșeală. Uneori poate oameni care au propovăduit cuvântul și astăzi sunt storia celui rău, pentru că n-au rămas statornici lângă Dumnezeu și au fost abătuți, au fost înșelați și la rândul lor își fac aceeași misiune. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și în Evrei, capitolul 1, ca să putem vedea că sunt, de fapt, niște îngeri căzuți, în versetul 14, Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă care e misiunea îngerilor care au rămas fideli lui Dumnezeu. Care, indiferent ce gând, a dat loc diavolul în mintea lui și l-a promovat și apoi l-a împroșcat în jurul lui, l-a transmis în jurul lui. Aceștia au rămas slujitorii lui Dumnezeu. Îngeri binecuvântați, îngeri care nu vor mai putea, nu mai există posibilitatea în continuare a căderii, pentru că și-au dat testul final atunci când a avut loc acea mare rebeliune în cer. Și spune despre îngerii buni, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? La ce se referă? Versetul 13. Pentru că vine să sublinieze că nu există un nume mai sus, mai înalt decât numele lui Iisus Hristos. Și pune o întrebare retorică. Căruia din îngeri a zis el vreodată, adică Dumnezeu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Și apoi răspunsul spune, ăștia, îngeri ăștia sunt duhuri slujitoare. Nu pot fi pus alături de Iisus, unicul nume, unica persoană. Ei rămân slujitori al Dumnezeu, în acea slavă care nu mai pot pierde. Ceilalți sunt tot duhuri slujitoare, dar nu al Dumnezeu, ci al diavolului. Și aceștia sunt împânziți pe pământul acesta și în văzduh. Și au un singur scop, o singură misiune. Ei știu că destinul lor este pecetuit. Vor fi aruncați în iadul cu foc. Știu lucrul acesta. Și știți că și despre diavol spune în Apocalipsa, nu mai vreau să caut ca să citim, dar spune că diavolul, după ce va fi legat 1000 de ani, va fi dezlegat din nou și spune că atunci va veni cu o ură și cu o înverșunare extraordinară
ca să înșele pe cât mai mulți oameni, pentru că știe că sfârșitul lui este iminent. Dragii mei, avem de-a face cu îngeri al lui Dumnezeu, care sunt mai puternici decât ceilalți. Avem de-a face cu Iisus Hristos, Marele Împărat, cu atot puternicul Domn și Mântuitor. Dar să știți că în același timp avem de-a face și cu vrășmașul lui Dumnezeu, care este printre noi, prin slujitorii Lui. Și caută în fiecare zi să amăgească și să prindă în lațul Său. Ce facem noi? Cum ne raportăm noi? Pentru că nu-i de joacă. Nu este o viață pe acest pământ în afara oricului pericol. Aici e testul care îl dăm noi. Îngerii și-au dat testul cândva în cer și unii, o parte au ales să se răzvrătească și am uitat ca să vă dau un amănunt. Din acea categorie care a fost aruncată, o parte deja au fost aruncați în adânc. Pentru că nu știu de ce criterii. Îmi imaginez că au fost atât de periculoși acești îngeri, ar fi distrus totul în calea lor. Nu știu pe ce criteriu Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului ne spune așa de clar și vreau să citesc ca să înțelegem că nu sunt toți printre noi, ci o parte a fost aruncată în adânc unde sunt legați cu lanțuri veșnice pentru judecată. Și dacă am fost atenți în relatarea din seara asta, ce au spus dracii către Domnul Iisus? Te rog, nu le trimite în adânc! Și în Luca, dacă vom citi relatarea din Luca, vom vedea acest cuvânt că în Evanghelia după Marcu nu se spune acest lucru, dar acest detaliu îl găsim în Luca, în capitolul 8, cu 31. Și dracii îl rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Și haideți să vedem că în adânc deja îi o mulțime de îngeri, deja aruncați acolo. Vom citi în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. O parte este acolo și aceștia erau gata. Le era teamă că deja sunt trimiși înainte de judecată în adânc. Acolo, în pedeapsa lui Dumnezeu, la acel loc. Însă, care este vestea bună pentru noi? Dumnezeu a oferit o soluție pentru noi ca să reușim să ieșim din această stare de frică, de panică, în această stare în care să realizăm că suntem amenințați și că poate în orice moment să ni se întâmple o nenorocire. Vestea bună este că avem pe cineva care, înainte de a pleca la cer, a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Pe baza acestei promisiuni, afirmații, noi astăzi putem să mergem înainte. Știți că avem nevoie de câteva lucruri ca să putem să biruim duhurile care ne cercetează. În toate felurile, la tot pasul. Și dacă vom citi cuvântul Domnului, vom vedea chiar în vremea Domnului Iisus au fost oameni posedați de diavol. Nu avem timp să citim acum. Am notat aici câteva pasaje. Veți putea să citiți în Marcu, doar în Marcu, e simplu. Marcu capitolul 1, Marcu capitolul 5, care deja l-am citit, și Marcu capitolul 9. Măcar trei situații în care oameni apăsați, posedați de diavol, de duhuri necurate, au fost vindecați, eliberați de Domnul Iisus Hristos. În sinagogă, în mulțime și într-un loc pustiu. Pentru că acest om care a fost sub posedare demonică, sub stăpânirea diavolului, nu doar influență, a ieșit și a sărit înaintea Domnului Iisus Hristos pentru că știa că se apropie cineva care mai puternic decât acest lucru. S-a închinat, s-a aruncat de frică înaintea Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Iacov ne arată în Epistola lui, capitolul 2, dacă nu greșesc, în care încearcă să arate credincioșilor, oameni buni, voi afirmați că iubiți pe Domnul Iisus și că credeți în Domnul Iisus, dar dacă nu dovediți, e zero. Pentru că și dracii cred și se înfioară. Și ceea ce e trist, că în zilele noastre nici măcar vezi pe unele persoane care se numesc creștini, nici măcar nu se mai înfioară.
și unii poate nici nu mai cred. Și apostolul Iacov spune, vrei să înțelegi om nesocotit, om care susține niște lucruri care nu pot să rămână picioare. Credința fără fapte e moartă, e zadarnică, nu are niciun rost. Și aceste cuvinte trebuie să le punem la inimă, să înțelegem că pe această cale, dacă am plecat, pe calea mântuirii, noi avem o luptă extrem de puternică de dus. Nu e o luptă corp la corp. Nu e o luptă cu arma în mână, sau cu castron, sau cu obiecte, cu arme albe, sau cu cuvinte. Nu asta e lupta. E mult mai profundă. Și dacă nu vom ști să ne luptăm, dacă nu vom avea echipamentul, armătura necesară, adecvată, vom fi victime, sigur. Acest om a fost o victimă. Acest om a căzut și a fost stăpânit în întregime de această mulțime de demoni. Dar Apostolul Pavel, Cuvântul lui Dumnezeu, ne atrage atenția că și noi suntem în același pericol. Suntem pe calea mântuirii, dar diavolul Domnului noastră în fiecare zi. Prin tot ce se întâmplă în jurul nostru, prin toate informațiile care ajung la ochi, la urechi, în preajma noastră, în care intrăm în contact, diavolul are un singur scop, să ne înșele, să ne amăgească, să-și câștige adepții lui. Cu minciuna început în dinainte și va continua până când Dumnezeu îi va spune stop, în iar iazul de foc, înainte va fi legat și cu iazul de foc. Deci, dragii mei, e testul nostru. Dumnezeu nu trece mai prin test. E foarte penibil și mi s-a întâmplat, poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră la școală. Te duci la școală și într-un moment de furie, profesorul își schimbă total, radical calul, ce spate sub de tine. Și tot ce-i tunelui prin cap, tot ce vine în cap în momentul ăla, să se răzbune, spune acolo, scrie despre asta, despre asta, despre asta, ca să poată să te depunteze, să trimită clar o notă din aia care nu poți să treci. Poate vi s-a întâmplat, vi s-a întâmplat și în România. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ. A îngăduit pentru o vreme ca diavolul să își desfășoare lucrare. Să pune în încercare. Să încerce să amăgească, ca să dovedească Dumnezeu în fața unui spirituale. Că El n-are roboți pe pământul acesta. Are niște oameni care s-au întâlnit cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, niște oameni care tânjeau după salvare, după ajutor. Tânjau după eliberare, oameni care strigau, care le-a căutat dușbăind, oameni care și-au dorit un alt mod de viață, ca și Avram, care a fost chemat de Dumnezeu cândva și a zis, ieși de aici și du-te în țara care ți-o arăt. Voi face din tine un neam mare, puternic, te voi binecuvânta și toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și acest om s-a distins dintr-o lume păgână, dintr-o lume plină de păcat și a plecat în direcția care Dumnezeu a dat-o. Dumnezeu ne-a cerut lucrul acesta. Și pe acest parcurs al lui Avram a avut multe teste de trecut. Nu le-a trecut pe toate. Dumnezeu s-a ocupat de ele. Și revine la noi. Pe acest drum către cer avem multe teste. Atacurile sunt din toate părțile, cum am mai spus și repet, din partea celui rău. N-am avea nicio șansă. Dumnezeu nu l-a lăsat ca să ne pedepsească pe noi. Nu l-a lăsat ca să-și bată joc de omenire. Ci a lăsat cu un scop să dovedească că El rămâne Domn și care o sămânță de urmași. Are niște oameni care l-au primit în viața lor. Care și-au recunoscut păcatul. Care au urât păcatul din viața lor. Care în fiecare zi au privit spre Iisus Hristos ca să fie transformați, schimbați în același timp ca Iisus Hristos. Dar în aceste teste ne-a spus că putem să biruim. De ce? Vreau să închei cu aceste lucruri. În Marcu, în capitolul 16, cu versetul 16, Cuvântul Domnului ne arată că e nevoie de un element primordial, indispensabil în viața celui care primește pe Domnul Iisus și, cum am spus, această credință se va vedea. De ce nu se vede? Suficient la noi, problema la noi. Spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Mergem mai departe, vă rog. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâine peste bolnavi. Și bolnavii se vor însănătoși.
E nevoie de credință, dragii mei. Fără credință nu putem. Nu putem să rămânem credincioși, nu putem să privim spre Iisus, nu putem să rămânem în necazuri aproape de Domnul Iisus, în probleme, în atacuri celor. Nu putem să rămânem acurați dacă nu credem că El e singura soluție, că El e singurul răspuns la nevoile noastre, El e singurul care ne duce în veșnicie. Aceste lucruri esențiale. Un alt lucru este rugăciunea și postul. Și dacă vom privi la un moment dat, într-o experiență a ucenicilor, Iisus Hristos e pe munte cu ucenicii, cu trei ucenici, Iacov, Petru și Ioan. Și jos e o mare bătălie spirituală. Vine un tată cu fiul lui, sper că nu greșesc, cu fiul lui, cu băiatul lui, la Domnul, la ucenicii care rămăseseră acolo jos. Și au spus, uite, băiatul meu are probleme, e stăpânit de duhurile rele. Diavolul are acces în viața lui, se trântește în foc, nu avem control, nu are niciun control. Și ucenicii încearcă, ei, au fost cu Domnul Iisus atâta vreme, cumva să elibereze pe acel băiat. Credeți că au putut? Nu. Și erau câțiva oameni, câțiva ucenici. Și vine Iisus Hristos de pe munte, coboară. Parcă tatăl stătea, aștepta momentul ăla să fie primul care să intre în părtășie și în contact cu Domnul Iisus și spune, învățătorule, dacă poți, fă ceva, uite, ucenicii tăi n-au putut. Te rog, băiatul meu e într-o situație disperată, atinge-te de el. Ucenicii tăi n-au putut. Și Domnul Iisus, foarte bunic și Hristos, a zis, Doamne, o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Când veți înțelege secretul biruinței cu alte cuvinte? Și Iisus Hristos rostește un cuvânt, copilul este vindecat complet. Și ucenicii foarte nedumeriți spune, care-i secretul? Cum de noi n-am putut și tu ai putut? Și-o zis, problema era credința voastră și problema era post și la rugăciune. Acest soi de dragi nu iese decât cu post și rugăciune afară. Și Iisus Hristos a fost un exemplu model în rugăciune și în post, chiar dacă, repet, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, a făcut același lucru. Aceeași părtășie, în fiecare zi cu Tatăl, era într-o părtășie perfectă, strânsă cu Tatăl. Și acest lucru trebuie să ne caracterizeze și pe noi. Vrem să avem biruință. Am spus la început, vedem crize în viața noastră, în familie, în jurul nostru și nu le vedem rezolvare. Iisus Hristos ne-a spus rețeta. Acest soi de dragi este aflat cu poști în veciune. Vezi neascultare. Vezi o brăznicie, vezi bagiocuri în jurul tău, vezi bârfe, vezi lucruri care nu trebuie să fie în poporul lui Dumnezeu. Sunt duhuri demonice, dragii mei. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei capitolul 4, să știi că în zile din urmă, 2 Timotei capitolul 2, vor fi vremuri grele și descrie această imagine, această caracteristică a zilelor din urmă. Și e groaznic și ce-i trist că își face loc printre copiii lui Dumnezeu. Vrea să-și facă loc. Vreau ca să citesc, ca să ne îngrozim, să ne regăsim, să ne pocăim și să cerem lui Dumnezeu o rugăciune și cu post să ne elibereze, să facă curățenie în poporul lui. Cum vom putea să luăm șerpi în mână? Cum vom putea noi să ne rugăm? Au fost oameni bolnavi care au venit printre noi. Am fost în stare să stăm înaintea lui Dumnezeu. Au fost și au plecat mulți din ei, cum a fost problema la noi, dragii noștri, dragii mei. Pentru că spune clar, rețeta rămâne rețetă. Putem să avem formule peste formule, predicator peste predicator, experți, dacă nu există puterea Duhului Sfânt, dacă nu există credință, dacă nu există o insistență și o preocupare în post și rugăciune, nu se va întâmpla nimic. Și atunci, ce fel de biserică suntem noi? Sau cum ar trebui să fim noi? Ce fel de reprezentanți al lui Dumnezeu suntem pe acest pământ? Ce fel de lumină? Domnul să ne dea înțelepciune și să ne dea un duc de pocăință și să nu uităm. Dumnezeu vrea să ne ajute și vrea să se implice. Spune capitolul, iertați-mă, versetul, capitolul 3. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, creditori, neînfrânați, neîmbrânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Ăștia nu-s din lume. Pentru că spune, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și spune Pavel, depărtează de oameni aceștia. Domnul să aibă milă de noi, să ne dea înțelepciune. Și ultima, care a fost și dimineață, vreau să o repet și să mă opresc.
în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 13. Apostolul Pavel, și azi dimineața, un frate aici spunea despre această armătură. Fără asta nu putem să ieșim din viitor. Nu putem să ținem piept la durile care ne asaltează, care ne atacă în fiecare zi. Spune în versetul 12, am zis 13, haideți ca să luăm de la versetul 11. Încolo, îmbrătați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva umilitorilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. E o luptă pe viață și pe moarte, nu cu niște indivizi care nici nu ai ce să discuți cu ei, foarte ușor de învins. Avem de-a face cu căpetenii spirituale, cu domnii spirituale, care sunt în văzduh, în locurile cerești și care caută cu același scop să-și îmbețească puterea și acțiunea lor ca să distrugă tot ce mai rămâne în viață. Tot ce încă mai are speranță de a merge în Împărăția lui Dumnezeu, vrea să înșele chiar și pe cei aleși. Și spune cuvântul Domnului, de aceea, adică pentru că realizăm că nu e o joacă, e o luptă pe viață și pe moarte, spune, luați, nu zice, cereți, să o dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu, să face cuvântul, să ne dea toate, să ne pună la dispoziție, nu numai să deschidem brațele și să le primim. Nu, zice, luați, ne revine nouă acest lucru să-l face. Toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți, ăsta e scopul, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Să nu rămâne niște înfrânți la capătul alergării noastre, ci să putem să stăm în picioare ca și acest om, dintr-un prizonier, într-un soldat al lui Iisus Hristos, într-un învingător, într-un transformat, dar care să rămână până la sfârșit. Și spune, stați gata, dar, că vine Domnul Iisus, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate, cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stărința și rugăciune pentru toți sfinții. Domnul să pună cuvântul lui în inima noastră și acest cuvânt să aducă rod. Acest cuvânt să ne aducă biruință și să ne motiveze, să ne conștientizeze partea care trebuie să ne facem noi în lupta aceasta spirituală. Dacă sunt oameni care încă n-au intrat în armata lui Dumnezeu, nu au intrat în armata mântuiților lui Iisus Hristos, astăzi e ziua cercetării. Avem de partea noastră pe cel mai puternic, pe cel mai măreț, pe cel mai mare care poate fi numit. Orice nume sunt niște detalii de pe acest pământ. Dar Domnul Iisus Hristos rămâne pentru veșnicie cel mai puternic nume. Amin. Voi, dragii mei, să vă ridicați împreună în picioare și aș vrea să încheiem părtășirea în seara aceasta cu rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna Domnului. Și pentru că în cursul săptămânii următoare, mai exact joi, fratele Mihai va pleca spre România, aș vrea să-l încredințăm în mâna bună a Domnului, să rugăm pe Domnul să-i poarte de grijă, să-l ajute să ajungă cu bine. Mai știu pe câțiva dintre noi care vor călători la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba despre copiii mei care vor pleca înspre Detroit. Aș vrea și pe ei să-i încredințăm în mâna bună a Domnului, să-i păzească la plecare și la venire. Amin. Ne rugăm Domnul.